Câte secțiuni au fost premiate astăzi? Aproximativ 70. Este vorba de o premiere pe discipline, de la matematică până la pian, vioară și sport. Deci toate aceste secțiuni au fost premiate. Premiile au fost atribuite de către Consiliul Județean Timiș pe baza informațiilor furnizate de către Inspectoratul Școlar Județean. Criteriile de selecție au vizat participarea cu rezultate excepționale la olimpiadele și concursurile naționale, participarea la concursurile și olimpiadele internaționale și obținerea unor rezultate deosebite sau rezultate de excepție obținute în procesul de pregătire școlară. Premiile au fost mai consistente ca în ceilalți ani sau criza a tăiat și din premii? Nu, știți cum, pe medie au fost la fel. În primul rând, premiul sunt simbolice. Noi, ca politicieni, ar trebui, așa cum am spus și în cuvântul meu, cred că premiul adevărat constă în aprecierea adevărată a acestor profesori și aici mă refer la absolut toate aspectele și chiar și cele salariale. Nu pot să ții un profesor cu an vechime, cu o contribuție totuși la școala românească pe 14-15 milioane. În primul rând, haideți și acolo să ne arătăm acest respect față de aceste cadre, care, vedeți, de bine, de rău, cu toate greutățile, reușesc să scoată și nu numai vârfuri. Deci, cred că n-au fost numai vârfurile aici. Sunt și alți copii, ne gândim cei de la concursurile de pe locul 2, de pe locul 3, cei cu mențiuni. Deci, în Timiș ne putem mândri cu totuși cu o calitate a învățământului, chiar și în condiții de criză. La fel ca în fiecare an au fost premiați atât elevii cât și profesorii care au pregătit pe acești elevi. Ai fost și tu premiat, la ce secțiune? Muzică, la olimpiadă, la contrabas. E greu să cânti la contrabas? Elev Anton. Depinde. Profesor Mureșan. Pentru mine Ștefan Ovidiu. Pentru prima dată un astfel de premiu din partea Consiliului Județean. Nu, prima dată este. Unde ești elev? La Ion Vido. La clasa? Nu, ce zgârcă. Acum, dacă... La ce secțiune ai fost premiat? Muzică, contrabas. Am câștigat premiul. Pentru ce ai făcut ca să fii premiul? Să fii? Du, geografie. La geografie. Încep cu băiatul, da? La ce ai fost premiat? La ce secțiune? La geografie. Unde ești elev? La Grigore Moisil. Sunt clasa 12 acum. Și ai obținut alte premii? Am luat premiul 2 anul trecut la Națională, la Geografie. Văd că alături de tine ai și pe domnul profesor care te-a îndrumat. Mai învață tineret în ziua de astăzi geografia? Da, și mă bucur că da. E o bucurie și o speranță că și discipline de genul acesta, umaniste, astăzi când se vorbește atât de mult de profiluri reale și așa mai departe, încă problema cunoașterii planetei noastre, a mediului în care trăim, e o preocupare pentru mulți tineri și vedeți să obțin rezultate foarte frumoase. Moș Nicolae a venit mai devreme, dar am înțeles că Moș Nicolae e românesc. Îl aștepți pe ăla mai ucrainean, să zic așa. Da, da. Ce premiu are? Premiul 3, la faza națională, la ucraineană. Se învață limba ucraineană în Timiș? Da. De cine ai fost sprijinită și ajutată pentru a ajunge la faza națională? De doamna profesor Berighiana, care m-a ajutat foarte mult și mulțumesc cu... Unde ești elevă? La Colegiul Național Coriolan Brădiceanu. Învață tineretul limba ucraineană în Timiș? Tineretul învață, dar nu chiar așa cum ar trebui, nu prea le place, însă noi ne străduim ca să le insuflăm dragostea față de limba maternă și mai ales pentru olimpiade, pentru la limba maternă este foarte bine și foarte plăcut ca să fie antrenați cât mai mulți elevi. Tot în cadrul acestei săptămâni vor fi premiați de către Consiliul Județean Timiș și oamenii de cultură timișeni.